Dacă doriți să cumpărați o mașină înmatriculată și rulată în România după anul 2007, trebuie să faceți dovada la poliție că pentru mașina respectivă taxa de poluare a fost plătită sau nu. În cazul în care taxa a fost restituită vânzătorului în instanță, dumneavoastră va trebui să achitați taxa de poluare în varianta nouă a timbrului de mediu. Prin urmare, șoferii care au de recuperat diferența dintre suma plătită conform legislației adoptate în iulie 2008 și suma calculată potrivit legislației intrate în vigoare la începutul acestui an pot face o cerere la direcțiile Agenției Naționale de Administrare Fiscală din localitatea în care domiciliază. În cazul în care se solicită prima transcriere a dreptului de proprietate în România pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, și până la intrarea în vigoare a legii, iar proprietarului plătitor al taxei speciale, respectiv vânzătorul, nu i s-a restituit cuantumul taxei plătite, organul fiscal va elibera cumpărătorului un document care atestă aceasta, respectiv o adeverință prin care se atestă restituirea sau nerestituirea taxei pe poluare. Așadar, pentru a verifica dacă taxa de primă înmatriculare a fost restituită în cazul mașinii pe care doriți să o achiziționați, dumneavoastră ca și cumpărător trebuie să mergeți la sediul organului fiscal competent din raza localității unde domiciliați și să cereți la secretariat o cerere de eliberare a adeverinței prin care se atestă restituirea sau nerestituirea taxei de poluare pentru autovehicule. După ce vi se explică pașii pe care trebuie să-i parcurgeți și documentele de care aveți nevoie, completați cererea și o returnați la secretariat. Conform prevederilor legale, în termen de 5 zile lucrătoare, veți primi adeverința necesară și veți ști dacă trebuie să mai plătiți timbrul de mediu sau nu. Normele prevăd că dacă este în această bază centrală de date înscrisă, făcută mențiunea că taxa s-a restituit, atunci se menționează aceasta în adeverință. Dacă nu apare în baza de date, îi se dă contribuabilului adeverință în sensul acesta că nu a fost restituită taxa fără probleme. Deci obligativitatea este să nu apară ca restituită în baza centrală de date. Și în cazul în care taxa a fost restituită, atunci îi se eliberează în adeverință cu mențiunea că taxa a fost restituită și va plăti taxa. În 2013, guvernul a definitivat noua taxă auto aplicată sub forma timbrului de mediu. Prin urmare, toți norocoșii care au câștigat în instanță dreptul de a-și înmatricula mașina fără plata taxei sau și-au recuperat banii luați ilegal, rămân pe cap cu aceste mașini, deoarece dacă le vor vinde, cel care le va cumpăra va fi nevoit să plătească timbru de mediu la înmatricularea acesteia. Deci va scădea prețul de vânzare al mașinii, existând și varianta în care nu se mai merită să se vândă mașina în cauză datorită prețului mic care s-ar obține. Cine câștigă? În niciun caz cumpărătorii de mașini. Prin aplicarea timbrului de mediu, fondul de mediu este estimat să crească față de 2012 cu 100 de milioane de lei, dacă românii vor cumpăra aceleași tipuri de mașini.